Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. Eu sunt Vlad, iar astăzi vă voi arăta niște setări și niște sensibilități pentru iPhone 11. Dar înainte, nu uitați să apăsați ca de fiecare dată pe butonul de like, să vă abonați canalului, să facem 30.000 de abonați și să-mi dați un follow pe Instagram, să facem și acolo 3.000 de urmăritori, că n-am mai reușit, mă, frate, și nu vreți, mă, să intrați, mă, pe Instagram-ul ăla, să dați acolo un follow, mă. Aveți linkul în descriere pentru orice oportunitate și v-aș mulți foarte, foarte tare dacă ați face-o și dacă mi-ați dat follow acolo. Bun, astăzi vă voi arăta niște sensibilități pentru Free Fire, dar înainte, pentru că nu am mai intrat de ceva timp pe Free Fire, vreau să văd ce este nou și vreau să văd împreună cu voi ce este nou pe acest joculeț. Vreau să spun că sensibilitatea asta este doar pentru iPhone 11, deci nu știu dacă va merge pe iPhone 12, pe iPhone SE sau iPhone, eu știu ce alte iPhone-uri mai aveți voi, dar, hai să colectăm chestiile astea, văd că ni se dau chestii gratis, aparent pe aici, hai că nu-i nimic, cine știe ce, nu știu ce e asta, e Pet Smash, ok, deci e mod de joc, nu asta avem noi treabă, testăm aici. Și avem aici un top-up de 399 de diamante cu un ghiuldan, cu un elefant. Băi, e drăguț elefantul, merge. Avem acest costum. Dacă mergem la Lucky Royal, să vedem ce avem. Ok, deci avem așa, mocostor, beach breeze, briză de plajă sau ceva de genul, în fine. Nu știu dacă mai am etichete să mai dau. Aici am costumul deja, nu are rost. Aici am arma deja. Bun, băi, ce să zic? N-a dispărut ăsta încă. Lol. Da, hai să vă arăt sensibilitățile și nu vă țin foarte mult. Nu știu cât de lung va fi clipul, dar, bă, na. Nu cred că are rost să ne chinuim să facem prea multe minute la acest clip, doar că, na, să vă arăt și sensibilitățile. Hai să vă arăt sensibilitățile ca să nu mai stăm. Data trecută mi-a spus cineva că nu v-am arătat butonul de dispariție sau ăla care arată, uite aici, ăsta, transparența la buton, dar vă voi arăta astăzi și o să vedem dacă mai apar. Bun, deci așa, generalul vom avea 100, punctul roșu va fi de 93 pentru iPhone, aici pentru iPhone, da? 93, hai mă, 93, dacă vrea telefonul meu 93, te rog, uite așa, bun, după care scopul de 2 va fi de 90, asta e scopul de 2, 90, 90, bun, scopul de 4 va fi de 95, hai să punem 95. Hai. 95. Apropo, mă voi juca și eu cu setările astea, să vedem dacă merge pe Vivo. Sunt curios pe telefonul meu dacă merge. După care, luneta de sniper va fi de 43. 43. Și apoi privirea liberă va fi de 55. Da, 55. 55. Bun. După care la controle, la telefon, la buton, ăsta va fi de 42 butonul. La iPhone nu prea se mai pune de pe ei, că iPhone deja are macro și nu mai are niciun sens. 42. Bun. Cam ăsta e. Hai să mergem dăm și noi la un training să vedem cum merge sau nu. Hai să mergem. De fapt, hai la un loop singuratic așa să vedem cum merge toată treaba și dacă merg setările pe iPhone. Bine, eu am un telefon Vivo V21, adică, uite că jucăm cu român, adică e total diferit față de telefonul ăsta, setările și astea, deci nu e pentru acest telefon, dar hai să vedem ce reușește să facă. Văd că îmi laghează un pic, nu știu, nu sunt sigur. Dacă nu s-ar mai ascunde. Bun. A fost ușor. Aoleu. Bă, aparent sunt ok, hai să vedem. Bine, v-am spus, nu e telefonul meu, e un telefon Vivo, deci
nu e iPhone, asta este un setor de iPhone, dar dacă aveți iPhone, bănuiesc, merge mult mai ușor vouă, nu știu, adică presim ceva mai ok față de mine, care, că mi-a dat un shuttle ăla, n-a s-a pus ăsta. De ce s-ai pus mă ăsta? Stai că te rezolvăm imediat. Aha. Stai, poate ne luăm vreun cap. Bă, v-am spus că... Hai mă. Ah. Da, deci pentru telefonul ăsta setările astea nu sunt așa de bune pentru Vivo. Da, pentru iPhone bănuiesc că sunt mai ok. Dar pentru Vivo nu fac față, adică cel puțin nu reușește telefonul meu să joace cu așa setări. Eu am niște setări compatibile pentru acest model, dar pentru iPhone sunt alte setări. Deci vouă o să vă meargă, însă mie nu o să meargă. Dacă i-aș da și un cap, hop, uite așa, da. Deci merge și nu merge. Adică ați văzut și voi cât de mult m-am chinuit cu ăla să trag un glonț în el, că na, dacă nu mi-a dus, nu mi-a dus. Dar am zis că hai să joc și eu cu setările voastre, că dacă tot vi le prezint, să vă fac și, să ne și jucăm cu ele, să vedeți și voi. Dacă merge, deci ce se duce ăsta în... Bă, universul ei. Alo? Ce faci ăsta, bă? Stai că murim. Eram sigur că murim. M-a spamat săracu. Stai. N-a avut aia. Da. Bă, nu știu, mai rău să mai jucăm. Da, bă, băieți, cred că lăsăm clipul ăsta aici. Nu știu dacă ar fi să mai jucăm, pentru că deja ne-am dat seama că setările astea pentru telefonul meu nu sunt ok, dar pentru iPhone sunt mai ok, pentru că, na, până la urmă, setările unui iPhone. Dar eu folosesc alte setări și nu sunt învățat cu așa ceva. Și plus, sensibilitatea la acest telefon e altă treabă față de iPhone. Deci, na, e un lucru care... Nu știu cât de ok îi, dar... Uite, da. Bă, eu am fost Vlad și noi ne vedem data viitoare la un alt videoclip sau un alt episod. Nu știu, vedem. Cu altă sensibilitate, oricum vreau să vă mai joc și eu de pe tastatură și mouse, să vă fac și un videoclip pentru voi. Cam atât cu acest episod, eu am fost Vlad și noi ne vedem data viitoare la un alt videoclip. Adios!